Cum am mai menționat și în alte videouri, a fost foarte important pentru mine că am avut pe cineva care să mă ajute, pe cineva pe care să întreb în caz că îmi băteam capul cu o problemă 2, 3, 4 ore și chiar nu înțelegeam ce cere de la mine sau nu înțelegeam cum să o abordez. În clasa 12, începând această pregătire intensă la informatică, întâmpinam tot timpul dificultăți, iar cu ajutorul cuiva am reușit să trec peste toate și am ajuns să-mi îndeplinesc scopurile. Totodată, acum aproximativ un an, m-am gândit că ar fi bine să încep a ajuta și alte persoane să reușească, să iau o notă bună în bacalaureat, ba chiar să intre la facultate. Așa am început să dau primele mele meditații online la informatică în clasa 12, deoarece tehnologia a evoluat, iar cel mai bine înveți informatica direct pe calculator. La început a fost puțin mai greu să-mi găsesc primii elevi, deoarece nu aveam chestii notabile în CV, doar o participare la olimpiadă și eventual intratul la facultate. În timp am evoluat, m-am întâlnit cu mai multe categorii de elevi și am înțeles că fiecare învață în ritm lui și trebuie luat separat, nu ca la școală 30 într-o clasă, dacă ai înțeles sau nu, tot trebuie să treci la lecția următoare. Pentru mine, ca student, aceste meditații sunt binevenite, deoarece pe de o parte îmi place să ajut oamenii să văd că își dezvoltă cunoștințele în acest domeniu și pe de altă parte mă ajută să mă susțin și financiar, pot economisi o parte din bani pentru eventualele cheltuieli. Înțeleg și experiența de elev unde trebuie să-ți cauți profesor, nu știi pe cine să alegi, site-urile sunt ordonate în ordine descrescătoare după data postării, nu știi dacă e să-l iei pe cel mai ieftin, nu știi dacă ăla e cel mai bun și nu ai nicio idee. Fiind și profesor, înțeleg cât de greu e să-ți găsești elevii, nu știi dacă să postezi anunț, nu știi ce să mai scrii în anunț eventual, nu știi dacă o să primești mesaj de la elev, nu știi ce fel de elev o să-ți dea mesaj, dacă e cineva care pur și simplu vrea să-i rezolve o temă sau e cineva care vrea să se pregătească pe termen lung cu tine. Așa că am lăsat platforma infonow.ro unde te poți înscrie ca potențial elev sau profesor. Această platformă face mai ușoară comunicarea dintre elevi și profesori meditatori. După ce te-ai înscris pe site, trebuie să-ți programezi o discuție online cu cineva din staff pentru a vedea care e scopul tău. Vrei să iei o notă bună în bacalaureat? Vrei să ai o notă bună în admitere? Vrei să pregătești elevi pentru bacalaureat, admitere sau chiar olimpiadă? Pe această platformă, ca elev, poți discuta cu profesorul tău pentru a vedea care e cea mai bună perioadă pentru amândoi și poți programa o întâlnire. Dacă intervine ceva după ce ai făcut o programare, poți anula respectiva întâlnire, menționând motivul. La jumătate de oră după ce respectiva ședință de pregătire s-a terminat, atât elevul cât și profesorul pot reveni pe site pentru a lăsa un rating între 1 și 5 stele și un scurt feedback acelei ședințe. Acest feedback și rating nu sunt vizibile decât staff-ului pentru a înțelege cât mai bine desfășurarea ședințelor și pentru a face eventuale sugestii profesorilor ori elevilor. Dacă ești elev și observăm că ai rezultate bune, putem să te recrutăm în echipa profesorilor pentru a începe să-i ajut și pe alții să reușească de asemenea. Ca profesor ai parte de materiale ajutătoare, de sfaturi pentru a avea o ședință de pregătire cât mai plăcută și pentru a menține elevul receptiv. Poți contacta oricând pe cineva din staff pentru eventuale nelămuriri sau neclarități pe care le ai. Nu e neapărat ca un profesor să aibă un singur elev, în funcție de timpul tău poți comunica câte locuri ai disponibile. Ca elev, plata se face per ședință, prețul depinzând de la profesor la profesor. Putem discuta mai multe detalii despre asta în momentul în care ți este repartizat un profesor. Dacă ești profesor, plata se face la începutul fiecărei luni, direct în contul tău, fiind bazat pe numărul de ședințe pe care le-ai făcut în respectiva lună. Site-ul conține un istoric cu ședințele pe care le-ai avut într-o lună, deci nu trebuie să stai să le numeri tu de fiecare dată. Dacă ai nelămuriri, aștept întrebările tale în comentarii, iar dacă vrei să discutăm mai mult, ai un link în descrierea videoului unde mă poți contacta. Sper că te-am convins și că ne vom auzi în curând. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci.